anul viitor vom da drumul la câteva investiții extrem de importante. Una din ele este acest campus de care de 4 ani de zile, domn director comercial, de 4 ani de zile. În 2014, deci sunt 5 ani. Aproape 6 ani. Tot vorbim, tot încercăm să-i dăm drumul și, din păcate, ne-am blocat în avize și în aprobări de la administrația publică. În sfârșit, am reușit să promovăm și o hotărâre de guvern, pentru că este o investiție mare de aproximativ 10 milioane de euro. Aici, alături, lângă baza nautică, cu un teren pe care l-am acționat de la un investitor privat, vom construi un campus care va furniza servicii integrate cursanților noștri, atât celor din străinătate, cât și cursanților români. Asta înseamnă noi surse de venit pe de o parte, dar înseamnă și capacitatea de a atrage mai mulți cursanți din afara granițelor țării, pentru că vom putea furniza aceste servicii integrate și va crește atât calitatea, cât și siguranța serviciilor pentru ei. Caracterizați acest an pentru Ceranav? A fost în primul rând un an în care s-a muncit foarte mult, un an care cred că are o turnură extrem de importantă în ceea ce privește activitatea de investiții și activitatea de dezvoltare de noi cursuri, pentru că, așa cum am spus-o de fiecare dată, este extrem de important ca Ceronav să se mențină în topul mondial a furnizorilor de pregătire profesională în domeniu. Personal, ați ajuns sus în forurile internaționale. Cum îl vedeți acest an pentru dumneavoastră? Personal, este un an care a adus într-o formă sau alta confirmarea că activitatea de ani de zile în acest domeniu poate să ducă și la o vizibilitate internațională extrem de importantă, iar avantajul este nu numai pentru o persoană sau pentru o instituție, este pentru România, deoarece România este parte a unor convenții internaționale, parte a unor organisme internaționale și orice poziție dobândită într-un astfel de organism înseamnă de fapt un câștig de imagine și arată că România este un partener serios al acestor organisme internaționale. Pentru că vin aceste sărbători și pentru că anul nou, Crăciunul, sunt cele mai importante sărbători ale sfârșitului de an, eu vă doresc tuturor marinarilor, oriunde v-ați afla pe mările și oceanele lumii, vă doresc celor de acasă și vă doresc tuturor constanțenilor la mulți ani și sărbători fericite.